V-am promis în a doua parte a emisiunii că avem o altă invitată. Ne ținem de fete în acest weekend. Fete mișto, fete cool, fete care, cum să vă spun, vă plac și vă plac rău. Iar cea care urmează să fie luată la bani mărunți de către subsemnatul este nimeni alta, pentru că voi mi-ați cerut-o, să ne înțelegem. O iubiți, de vă sară ochișorii din cap. E vorba despre nimeni alta decât Roxanne! Hey! How are you, Roxanne? Sunt foarte bine. Așa? Chiar foarte bine, încă mă recuperez după concert. Ați nu, avut? am avut concertul drive-in. Bine, nu mă recuperez gen mahmureală sau așa, mă recuperez. Mă gândeam zic că ți-ai tras vreo beție nebună. Nu, mă recuperez la modul în care toată energia aia a fost așa de puternică și de frumoasă, încât mi-a rămas în minte, nu știu, vibe-ul ăla de... Ce gen de concert a fost? În mașini și voi pe scenă? Da, noi eram în mașini, pe scenă, oamenii și erau în mașini. Se auzea, gen, era o frecvență radio unde se putea asculta concertul. E noul gen de, sau noua modalitate de a se organiza concerte live. Da, asta momentan. Datorită COVID-ului. Exact, momentan. Ce de... Nașpa totuși. Chiar nașpa, da. Ai simțit vreun vibe din partea lor? Ai simțit energia celor care erau în față? Am simțit energia pentru că, nu știu, sincer mă gândeam că ar fi total altceva, că oamenii chiar o să stea gen în mașină și o să asculte. Dar de fapt, nu știu, totul a fost așa de frumos încât oamenii erau pe mașini, erau cumva sistem. Deci au ieșit din mașini? Da, da, erau pe ele, adică nu cu distanța socială, s-a păstrat. Okay. Dar erau pe mașinile lor. Fiecare. Și atunci ei cântau cu noi. Deci cumva ați simțit energia exact, lor. Exact, era schimbul ăla de energie pentru că, inclusiv pentru, bine, pentru noi contează foarte mult ca artiști să fim pe scenă în fața publicului, dar se simțea și faptul că publicul avea nevoie de un concert și... După atâta timp de stat în casă și de nevăzut, exact. Cu toată nebunia. Da, au fost niște sentimente foarte puternice și din partea artiștilor și din partea publicului și asta a făcut ca evenimentul ăsta să fie extraordinar, pentru că mă uitam și la feedback-urile. A fost primul concert după toată perioada asta de pandemie, corect? Chiar, cum ai petrecut pandemia? Păi, pandemia mi-am petrecut-o tot muncind, chiar dacă nu am, cumva, a fost foarte simplu, pentru că făceam chestiile de acasă, așa. Mai trebuia să mă trezesc, să-mi pun alarme cu 10 ore înainte, să mă pregătesc, că totul se întâmpla online, făceam clipuri, făceam, adică am fost la studio, mi-am făcut tot ce aveam de făcut, sau am, inclusiv, urmează un proiect nou, să lansez un proiect nou. Vorbind despre el, încă nu-i dat drumul pe gură, atât îți spun. Da, nu-i dat drumul pe gură, doar vreau să zic că în perioada pandemiei am lucrat inclusiv la asta. Okay. Adică eu nu am stat pe loc deloc. Și plus că am înțeles că ai făcut chiar și un fel de concert live de acasă la un moment dat în perioada pandemiei sau ceva de genul. Da, era live pe Instagram-ul Music Channel-ului, știu că ai cântat. Acolo te-am văzut la un moment dat. Nu știu sincer despre care vorbești, pentru că am făcut foarte multe live-uri. Ai făcut multe. Da, exact, astea cumva din cauza faptului că pandemia și s-a anulat, de fapt, Eurovisionul. Atunci, unde de altfel trebuia să... Da, exact, atunci au considerat și am considerat cu toții că cel mai bine ar fi să păstrăm spiritul concursului viu. Și atunci, chiar dacă nu putem să fim acolo, să oferim publicului ce are nevoie și să facem și online. Muzica. Muzica, exact. Și asta, de fapt, de ea avem nevoie cu toții zi de zi, să ne încânte, să ne deconecteze, să uităm de griji, să uităm de COVID-uți. Na! Da, ai avut vreo panică legată de povestea asta cu COVID-19, de această pandemie? Adică ai avut vreo frică? Nu am avut o frică neapărat, pentru că nu merg în locuri, adică toată activitatea mea se desfășoară la studio și în emisiuni. Singura mea frică era mama mea, care venea în perioada pandemiei la mine să mai stea cu mine, pentru că eram singură și aveam nevoie de... Na. Și atunci ea venea cu trenul. Ia de unde venea? Din Cluj. Din Coloș, vale. Exact. Da, și gândindu-mă că, mamă, gen, chiar dacă oricum totul a fost foarte bine, adică mami mi se pare că era singură în vagon sau chestii, dar totuși exista panica un risc. Aia exista pentru mine, adică
Când mamă, vine mama de pătrâni, dacă o fi luat ceva, dacă nu o fi luat. Da, dai să ne deci ești clujeancă. Exact. Clujeancă, clujeancă, din oraș, da, oraș? Da, da. Și, și părinții și... Toți sunt argheleni, da. Argheleni. Ioi, Doamne, cât de faini. Așa îmi place. Așa, liniștită, probabil. Păi cred că de-aia, că voi aveți, aveți un calm, aparte o stare, aparte un zen pe care voi ardelenii... O să ajungă încet, încet și aici. Crezi tu? Da, pentru că foarte mulți clujeni... Eu nu sunt convins. Uite, am asistat la mai multe discuții legate pe treaba asta și mulți bucureșteni cumva merg în Cluj și foarte mulți din Cluj vin în București. Și cumva ne oamenii... facem schimb de experiență. Exact, și atunci oamenii, dacă vin din Cluj, o să ducă din vibe-ul lor. Și asta o să fie, nu știu, cumva o să se completeze. Tu știi, știi de când aștept chestia asta? De vreo 20 de ani aștept. Eu am avut contact cu Clujul exact mai puternic și mai intens acum vreo 20 de ani. Și de 20 de ani aștept ca Bucureștiul să se clujizineze, cum să-i zic, că nu-mi vine. Deci nu vreau să... Ai grijă puțin la valieră, doar să... Deci nu vreau... Bine, mă rog, a venit vorba de Cluj pentru că e orașul meu natal. Și pe care eu îl iubesc exact, din tot sufletul. Dar mi se pare că toată zona de vest, toată Timișoara, Transilvania, Sibiu, toate orașele astea sunt minunate, minunate. Și sunt niște oameni minunați exact acolo. Sunteți frumoși. Le dedicăm, hai să le dedicăm clujenilor, care în momentul ăsta probabil se uită la noi și care sunt prieteni și care probabil ai copilărit și cu care ai crescut. O piesă din repertoriul tău, Roxane, ce le-ai dedica clujenilor tăi, ardelenilor tăi, transilvanienilor, dar ioi tu... O piesă... Ce le-ai dedica? Sincer, majoritatea pieselor mele sunt de dragoste. Și ceea ce aș putea eu să le recomand cel mai bine este piesa mea Storm, cu care am concurat și pentru Eurovision, care este o piesă mai mult pentru, de exemplu, nu știu, când ești super down, asculți piesa are aia clip, și da? Știi că tu ești the power, adică totul da, vine are la tine. Are clip piesa, da? Cum? Are clip. Da? Ah. Nu, are un Crystal Live Session. Adică există... Am cântat-o live chiar acum la concert. Ah, la adică noi... Adică fac reclamă, am campanie Long Color. Am înțeles. Așa, și am acest păr minunat. Cu această nuanță deosebită. Exact, l-am datorită lor și culoarea mea s-a stabilit și sunt foarte tare. Hai să vedem atunci piesa asta, așa cum e ea. Dacă o găsim, Alina, o ai? Sau da. Escape. Sau Escape, spune Roxane. Roxane, așa cum o vedeți voi, gingașă, suavă ca o păpădie, ea spune eu, că așa te văd, suavă ca o păpădie, ești ginga, dacă te atinge cineva, am impresia că te spargi, știi? Așa ești de gingașă și de finuță. Roxane rămâne cu noi în studio, continuăm să povestim, continuăm să... vă spunem lucruri și să vă spună lucruri despre tot ceea ce are de făcut în perioada imediat următoare. Roxane rămâne cu noi și anume weekendul special continuă, să știți. Era să zic Club Zone, nu știu câte ore vine să spun Club Zone, dar o spun.